Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu pentru tine, partea a patra. Legea nu se întemeiază pe credință. Galateni, capitolul 3, versetul 12. Pentru a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața ta și pentru a deveni ceea ce dorește El, trebuie să te confrunți cu persoana de care ți-e frică și pe care Dumnezeu o dorește. Majoritatea oamenilor identifică maturitatea spirituală cu strădania de a respecta poruncile Bibliei. Câtă vreme crezi că scopul lui Dumnezeu este de a produce ascultători ai legii, creșterea spirituală îți va părea mai degrabă o obligație decât o dorință a inimii. Pavel scrie, legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Aderarea rigidă la legi și porunci stinge dorința, controlează emoțiile și produce o persoană fățarnică. Biblia spune, slova omoară, dar Duhul dă viață. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. E o mare diferență între respectarea legilor și a-L urma pe Hristos, întrucât nu-L poți urma pe Iisus fără a cultiva o inimă bună. Domnul Iisus a spus, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan, capitolul 10, versetul 10. Până nu înțelegi că a crește spiritual înseamnă să te îndrepți spre cea mai bună versiune creată de Dumnezeu a propriei tale persoane, întrebarea cum stai cu viața spirituală te va intimida. Un sentiment țâcâitor al vinovăției și al înșelătoriei te va îndemna să spui nu prea bine, nu cât de bine ar trebui. Oamenii sunt capabili să utilizeze comportamentele exterioare pentru a-și măsura sănătatea spirituală. De exemplu, ei se măsoară prin cât de devreme se trezesc pentru a citi și a se ruga, prin cât este de lung timpul lor cu Dumnezeu, sau cât de des merg la biserică. Nu la asta se referă formarea spirituală. Se referă la relația ta cu Hristos, nu la respectarea legii.